3.000 de puieți de brad într-o cultură specială pentru pom de Crăciun au fost plantați ieri în fondul forestier din localitatea Tusa, județul Sălaj, în cadrul manifestării tradiționale a silviculturii românești, Luna Plantării Arborilor. Reprezentanții structurilor silvice au dorit să continue tradiția începută în urmă cu câțiva ani de a participa la acțiuni de împădurire ca o măsură de protecție pe termen lung. Zonele împădurite aduc numeroase beneficii importante, de la îmbunătățirea calității aerului, multitudinea de specii de plante și animale pe care le adăpostesc, până la atenuarea schimbărilor climatice. La acțiunea de plantare au participat, alături de angajații Direcției Silvice Sălaj, reprezentanți ai instituției prefectului județului Sălaj, ai Gărzii Forestiere Oradea, ai Agenției Județene de Protecția Mediului, a Gărzii de Mediu, Comisariatul Județean Sălaj și a Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.